instalat noul joc. Asta înseamnă că nu vrei să vezi nici cartea noastră fermecată. Ar fi rău așa ceva? Șt, fermecată, de parcă aș avea 5 ani. E secretul nostru? Și bunica mi-a făcut și îmi spune că sunt fermecate. Dacă te răzgândești, noi îți putem arăta cartea oricând. Trebuie doar să zici cuvântul magic. Și vei rămâne surprinsă. Vreau să văd cartea. Uite-o chiar aici. Așa mare. Vedeți că mă păcăliți. E doar o carte veche despre... despre istoria orașului nostru. E o simplă carte. Îți poate arăta orice-ți dorești. Ce poate să-mi arate? Să-mi arate cum era școala la început? Doar să spui cuvântul magic. Și care e acela? Este... Care este? Exact! Ce-am păcăleală! Gata, lăsați-mă pace să încep un nou record! Imaginație! Nebuntare de grijă a
părinților foarte puțin merg la școală. Situația e destul de gravă. Curtea de la Viena ordonă pedepsia părinților care opresc copii de la frecventarea școlii. Și mai mult de acum, doar cei care vor ști carte vor fi aleși să fie conducători de sat. Dar ce aud eu aici este dezamăgitor. Iertați-vă că intervin. Daniela Zarin este numele meu și am fost însărcinat cu cercetarea posibilă de îmbunătățire la locului de învățământ din bani. Și am dorit să vă pregătim. Deci sunt date sigură existia autorită în care nu sunt zătate manuale. Care sunt cauzele acestei situații? Măria ta, iartă-mă. Eu cred că elite localnicilor sunt nu acordă cu anelte copiilor. Elitele lor, copii, sunt și rămân doar niște țărani deghizați, care nu pot avea o noțiune despre religie. Din lecțiune, probabil, sunt o treabă foarte nevoie. Ai dreptate. Așa se purta o dinioară. Măria ta, lucrurile nu sunt complet adevărate. Fiind eu de 14 ani pe jos, ajutam la biserica mătura să mă lase în cărța citit. Cu careia de foame, pădut, doream a învăța, la îndemnul de cât căpul eu tot dozul la mășel. Apoi vie te-am învățat. Da, dar, spre exemplu, sunt și alte situații, cum ar fi domnul Aristi. Mi-a oferit 10 florin pe lună, mâncare, cazare. Eu, în schimb, învățăm de copiii săi limba germană. Cu acestea fiind spuse, măria ta, sunt fel și fel de situații. Eu vreau ca toți copiii să învețe, indiferent de situația părinților. Ha, ce m-am distrat! Dacă ar fi zis că noi am putea vedea conversația. Da. Scrie aici că au dorit o cale de dezvoltare a unei societăți în care valorile principale erau civismul și multiculturalitatea. Dar ia uitați! În 1795 avea loc unirea Lugoșului român cu cel german. Cred că știu. Se unifică sub titlul de... De Lugoșorul Cameral Lugoș. Exact! A fost mare sărbătoare. Au dansat chirvai și dansuri populare române. Thank you.
clădirea școlii, face un schimb de locuiță, ocupând vechea clădirea școlii și cedând-o pe asta pentru școală. Clădirea de vis-a-vis de biserică. Această nouă clădire va avea 200 de clase mai încăpătoare. Priviți! Putem vedea un examen de pe vremea aceea cu părintele Ieremie Delfinii. Profesor de filozofie, jurist și om politic. Oh, cât
multe, multe, știi? Scrie totul în carte. Ce e asta? Priviți ce de oameni! Suntem aici să ridicăm standardul luptei revoluționare pentru libertatea socială și națională. Conform proclamației din 19 martie, revoluția a început! Ura! Spune că a fost închisoarea de Munci, iar la eliberarea lui a lăsat un manifest către români. Concetățeni români, fraților, veți vedea, fraților concetățeni români, că acel pământ pentru care vrea luptându-ne ne-a vărsat sângele și despre care în țară a îngurat o clasă de oameni numiți nemeși, o socoteau că averea lor, astăzi și acum, este veșnica și netăgăduita moșie a noastră. Ura! Veți vedea că toate aceste sarci și apăsau pe locuitori, precum robotele, dijmele și dările, au încetat pentru totdeauna. Ura! Veți înțelege că sunteți sloboți deopotrivă și toți avem același drept. Ura! Mă, până ce-mi place cartea asta! E mai faină decât un film! Glume? E mai tare decât un... Zicite! Abia aștept să povestesc tuturor despre ea! Nu! Va fi secret! Nici unul dintre noi nu va povesti despre asta! Promiți? Oricum nimeni nu ne-a crede. Lăsați discuțiile și citiți mai departe! Uite! S-a schimbat acțiunea! Suntem la gara? Uite! Aurel Vraib a fost la noi în Lugoș în 1912. Unde e Iulia? Aurel Vraib a fost un inginer inventator și pionier al aviației române și mondiale. Ce mondiale? A venit cu trenul accelerat împreună cu marele om politic Baru Ștefănescu de la Vrancea. Se spune că sosirea lui era inclusată în trei orașuri. Toată lumea se impulzea să-l vadă. Primiți! Mă bucur să vă văd un vot atât de mare. Am reușit să strângem fondul în pregătirea realizării proiectului de vot la județ. Încă de joi, 17 iulie, pasărea măiasă a fost așezată în fiață ușenească să poată fi vizitată. Abia așteptam să vedem zborul. Mi-am spus că aveți aproape 6.000 de oameni. Voi zbura pentru Octavie, apoi pe Coștei, Lugojel și voi rămâne în aer timp de 40 de minute. Avem și noi o strâmbită. Corul! Ca șa văd câte dori ia.
Să-l încarce într-un car
Ore de
e umblă prin toată lumea. O magică poveste e istoria. Să scriu acum o bune, e ușor. Imaginația dă ari ca să zbor. Iar de aici, direct în școala mea. Vă rog să aplaudați, pentru că a fost o muncă amplă, au fost mulți actori, au avut maestri lângă ei, nu a fost ușor să învețe să fie actori în 3 săptămâni. Felicitări copii, felicitări tuturor, felicitări părinților că ați avut răbdarea să ne lăsați la repetiții de câte ori s-a putut.
vă mulțumim din suflet, felicitări cadrelor didactice care au participat la pregătirea acestui spectacol. În acest moment am încheiat, dar să știți că activitățile noastre festive continuă. Este doar o părticică din ceea ce se întâmplă anul acesta, pentru că 300 de ani împlinești doar o singură dată. Asta înseamnă că veți fi invitați de acum înainte la o mulțime de alte activități la care vă dorim parteneri și vă invităm cu drag să ne oferiți din sufletelul dumneavoastră și din aplauzele dumneavoastră. Felicitări! Suntem bătrâni, avem 300 de ani, dar vedeți că putem să facem lucruri grozave. Vă mulțumim! La mulți ani, școala gimnazială Anișoara Odeanu! Nu i-am cântat la mulți ani, cântăm o strofă din la mulți ani! Hai, haideți! Mulți ani trăiască! Acesta. Ne mulțumim din suflet celor care ne-au ajutat, actorilor care au fost alături de noi. Haideți, Daniel și cu Daniela, veniți încă o dată. Ei sunt cei care ne-au primit 3 săptămâni, ca să înțelegeți noastră, da? Vă mulțumim pentru experiența pe care ne-ați lăsat-o aici, și o să vă mai chemăm, să știți, nu scăpați de noi, mai avem gânduri pentru activități comune. Și noi, eu și Daniel, am vrea să mulțumim în primul rând copiilor, pentru că ei au depus eforturi. Apoi aș vrea să le mulțumesc părinților care au avut răbdare, profesorilor care au făcut minuni, pur și simplu, în acest timp scurt și nu în ultimul rând și întâi doamnei directoare, Dana Lipei, vă mulțumesc din toată inima.